să-și pună oameni pe lista pentru Consiliul Local Botoșan sau pentru Consiliul Județean? Eu personal nu am primit orice de acest gen la Consiliul Local. Nu acum, pentru că trebuie să fie cetățenii ai municipiului, cu buletin din municipiu. Păi și pentru Consiliul Partidului Republican nu sunt din municipiu? Pentru... Pentru Consiliul Județean, evident că își pot, dacă doresc, o să aibă discuții cu colegii de la județ și să-și propună membrii, dar la municipiu, doar dacă au rezidență aici. Este oricum foarte ciudat ceea ce se întâmplă în privința asta a alianței PSD-PNL. La locale, la alegerile locale există contre și politice, iar la alegerile europarlamentare merg împreună. Adică nu mai înțeleg. Ori se contrează, ori sunt aliați. Că e un paradox aici. E puțin ciudat ceea ce se întâmplă. Păi nici ei nu înțeleg de asta. Fac jocurile din mers. Da. Deci pe de o parte sunt inamici politici la alegerile locale, adversari politici, pe de altă parte au alianță la europarlamente. E un paradox. Un partid cu doctrină de stânga aliat cu un partid cu doctrină de dreapta. O altă ciudățenie. Nu, cetățenii nu mai înțeleg nimic. Nu spun eu, nu se înțeleg nici între ei. Au avut o felă de discuții la nivel la București, nu se înțeleg nici neapărat între ei. Vorbesc cu fiecare separat și tot. PSD-ul, PNL-ul, de ce-a făcut, de ce adresul, de ce fac. Anumite județi, nici ei nu știu ce. În privința județului, cu siguranță săptămâna care vine în conferința de presă o să fie și cei de la județ să clarifice toate întrebările pe care le aveți dumneavoastră. Nu prea nimeni să candideze la Consiliul Județean. Oficial spuneți că aveți mai multe varianți, dar în realitate nu aveți candidat. Aceasta este părerea dumneavoastră, dar... Dacă aveați, am zis bine, am să declarați cu el, cum o declarat de un silegeanu cu dumneavoastră, E o decizie, din câte știu, destul de grea luată de nivel central. Eu, dacă am venit în aur, am venit cu o anumită experiență, oamenii mă știu, știu de ceea ce sunt în stare. Cred că la județ un pic diferit. Deci candidați sunt, s-au propus, s-au trimis. Acum, cum se mișcă București, sincer. Nu mai țin de mult. Dar avem. Deci nu putem spune că nu avem. 4. Și s-au trimis toate 4 propuneri. Deci cei 4 nu mai de vreo 2 săptămâni. Da, dar ceea ce spuneți dumneavoastră este o decizie pe care și-o asumă cei de la București și coordonatorul județean. Care sunt cei 4? Tot coordonatorul județean păs. O să-l prezentați tot așa de acolo? Eu nu o să-l prezint.